Salutare! Astăzi o să vă arăt ce produse mi-am achiziționat în ultima vreme și care sunt preferatele mele. De curând mi-au sosit prin curier niște palete de la ELF pe care mi le-am comandat online. Mie îmi plac foarte mult produsele de la ELF. Fardurile și blushurile sunt foarte pigmentate, la fel ca și rujurile. Am foarte multe rujuri de la ei și da, sunt foarte accesibile la preț și vi le recomand și vouă. Hai să vă arăt ce mi-am luat eu. Eu mi-am luat o paletă de blushuri. Mi se pare că se aseamănă foarte mult cu paleta de la Bobbi Brown. Sunt foarte pigmentate și o să vă arăt nuanțele. Sper să le vedeți. Altceva, tot de la ELF, o paletă de contur care conține două iluminatoare și două bronzere. Asta îmi place foarte mult. Are o nuanță pământie și cred că are un green el. Atunci când fac contouring, aleg o culoare de bronz, nu maronie, nu portocalie. Pentru că atunci când ne uităm, de exemplu, ne uităm la linia gâtului, la umbra creată aici, nu este un maro, este un maro portocaliu, este un maro spre gri și trebuie să urmăm aceeași umbră, aceeași nuanță de umbră pe care avem la bărbie. O altă paletă de farduri pe care mi-am luat-o este aceasta. Precum v-am zis, sunt foarte pigmentate. Eu paleta aceasta o asociez cu o paletă de sărbători. Nuanțele de farduri fiind așa sidefate și parcă sunt și puțin cremoase. Sunt nuanțele ideale de sărbători. Uite ce gri frumos. Hai să vă arăt și o nuanță de maro. Și aceasta. Ce mi-am mai luat de curând sunt creioanele și fardurile de la Alverde. Acestea sunt. Mie îmi plac destul de mult produsele de la Alverde, unele dintre ele. În special îmi plac creioanele lor. În special îmi place acest creion alb, care îl aplic pe linia apei. Voi face același lucru și aici. Și imediat căpătați o altă privire, o altă intensitate a privirii. Ești mai... Parcă de-abia te-ai sculat. O altă nuanță de creion este acest mov prună. Acesta este. Este foarte frumos. Altă nuanță, un albastru verzui și un negru. Fardurile, de asemenea, și ele sunt foarte pigmentate. Uite, o să deschid o paletă să vă arăt. Vă deschid pe cea mai deschisă. Aceasta. Și ele sunt foarte pigmentate. Și prețul este foarte accesibil. Un alt produs pe care îl ador este rimelul de la L'Oreal, False Lash Wings, Butterfly Effect Fibers. Este extraordinar, îl recomand și vouă. Îmi place periuța care aici, după cum puteți observa, sunt perii lungi. Și după aceea urmează perii mici. Și astfel, atunci când vă rimelați, puteți pătrunde fix la baza genelor și astfel veți rimela toate genele ascunse. Și ce mi-am mai luat? Mi-am mai luat două palete de la Derie. Aceasta și aceasta. Una este alcătuită din farduri. Uitați-le. Acestea sunt. Se aseamănă foarte mult cu majoritatea nuanțelor de la Urban Decay și prețul este mult mai accesibil. Să vă arăt nuanțele. Câteva dintre ele.
Sunt foarte pigmentate și ele și arată foarte bine pe ploape. Ce mi-a plăcut la această paletă vine încorporată cu un primer de ploape. Acesta. Ups. A căzut. Acesta. Și aplicați primerul și după aceea fardul. Și cealaltă paletă, Hide and Chic se numește, cred că am postat-o la un moment dat pe Facebook. Este formată din blush-uri și bronzere. Acestea sunt. Blush-urile astea două și iluminatoarele și bronzerul. Bronzerul are destul de mult portocaliu în el. Nu mi-a plăcut acest lucru. Rămân fidelă paletei de la Elf. Și cam atât azi. Dacă aveți întrebări legate de produsele pe care le-ați văzut în acest clip, nu ezitați să-mi scrieți. Acest clip nu este cu promovare de produse. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și nu uitați să vă abonați apăsând butonul de mai jos pe care scrie subscribe, astfel veți fi la curent cu noile mele tutoriale. Vă pup! Pe curând!